Așa cum spuneam, doamna Sânziana Secrierul este executor judecătoresc și o țintă continuă a comunității, a unor oameni care nu înțeleg că această profesie este inclusă în nomenclatorul de meserie, asemenea celei de medic, avocat sau inginer. Nu înțeleg faptul că trebuie să existe oameni care să desfășoare și astfel de activități. Într-adevăr, astfel de episoade în care se produce o executare silită sunt de foarte multe ori încărcate de suferință și extrem de dureroase, dar nu executorul judecătoresc este cel care practic decide astfel de situații, ci instanța de judecată, pentru că executorul judecătoresc practic încheie un proces prin care se pune în aplicare o decizie, o decizie a judecătorului. Așa este? Așa este. Îmi pare foarte bine că îmi dați șansa să explic în sfârșit ce înseamnă această meserie, pentru că de foarte multe ori am fost judecată. Chiar dacă pare o meserie urâtă, este o meserie absolut necesară. De ce spun? Pentru că fiecare om care are calitate de debitor și poate suferă urmarea acțiunilor noastre, poate avea o dată în viața aceasta și calitate de creditor, când are nevoie de un executor pentru a-și câștiga un drept. Instanța este cea care decide soluția. Executorul doar pune în aplicare dispozițiile unei sentințe. Executorul nu are putere să anuleze o decizie a instanței. Este ultima parte a procesului civil și trebuie pusă în aplicare, că ne place sau nu. Este legal, este corect și este normal, pentru că nu poate nimeni să rămână pierdut de ceva doar pentru că ne este milă. Nu avem cum. Mai mult decât atât, știm foarte bine că, în general, în instanțele din România, acțiunile, procesele durează ani de zile. Da? Așa este. O durată îndelungată, interval în care persoana în cauză are timp să-și rezolve problemele, în cazul datorilor să facă grafice de reeșalonare, adică... Și mai mult de atât vă spun că și după ce ajung în executare, au tot șansă să facă grafice de eșalonare, mai beneficiază de la noi de un termen. Inclusiv în acele procese urâte de evacuare, au posibilitate să discute cu creditorii și să suspende executarea silită. Doar că, din păcate, omul, că cele mai multe cazuri așa se întâmplă, până nu ajungem la ușa lui, nu crede. În 90% din cazuri, oamenii nu citesc documentele pe care le primesc. La aceste spețe pe care le consideră lumea mai urâte evacuări, ne trezim la ușa omului și el deschide ușa normal și zice: am primit un plic, dar nu m-am mai uitat ce e acolo. Păi ai șansă, ai posibilitate să-ți rezolvi amiabil până să se deplaseze executorul la domiciliul tău. Din păcate, foarte mulți nu o fac și atunci când ne văd la ușă, ce este mult mai ușor și mai rapid decât să jignim executorul și să aruncăm cu pietre în el. Din păcate, așa este. Oamenii nu au într-adevăr educație juridică, dar cine ar trebui să intervină aici pentru ca ei să conștientizeze într-adevăr situația în care se află și situațiile dramatice care precedă astfel de decizii ale instanțelor de judecată? În prima fază, când primesc sentința de la instanța acasă, dacă ar avea interes cât de mic, pot să meargă la orice avocat care pot să-i sfătuiască. Dacă ajunge documentul meu acasă, poate să vină la mine și îl sfătuiesc de la început ce este de făcut, până să ajungem la acea parte care nu-i place. Dar nu apelează la niciun ajutor și abia când este foarte târziu și când nu mai poate fi suspendată sau încetată executarea, atunci vin cu rugăminți. V-a fost greu să practicați această profesie fiind femeie? În condițiile în care, știu eu, astfel de activități sunt văzuți mai degrabă bărbații făcându-le, dumneavoastră ați moștenit cumva această profesie din familie? Trebuie spus pentru cei care nu știu că înainte de anii 2000 executorii judecătorești erau un organism de stat.
Așa este. Și în legislatura 1996-2000, când tatăl dumneavoastră, Dumnezeu să-l odihnească, a fost parlamentar, s-a modificat legea, iar familia Secrieru a avut primul birou de executor de cătorești privat din Botoșani. Așa este. Am avut și tatăl și fratele în acest domeniu. Am avut norocul să fac stagiatura la tatăl meu, ceea ce m-a ajutat foarte mult, pentru că nu m-a pregătit doar profesional, m-a pregătit și pentru partea asta umană ce urma să vină. A încercat să-mi explice încă de la prima executare, prima evacuare, că tot ce se întâmplă lăsăm la ușă înainte să intrăm în casă. Da, a fost foarte greu. Pentru mine a fost foarte greu. Nu înțelegeam de ce nu poate lumea să vorbească frumos, nu înțelegeam de ce lumea aruncă pe executor toate problemele. Mi-au trebuit vreo 3-4 ani să mă călesc cu cuvintele și urările de bine ale debitorilor, dar când am văzut că orice aș face, oricâte șanse le-aș da, ei nu vor să beneficieze și consideră în continuare că vorbele urâte aruncate îi pot ajuta, prefer și eu să-mi fac treaba așa cum spune legea și cine vrea să beneficieze de un ajutor îl găsește, cine nu va înfrunta așa cum spune legislația urmările. V-a fost pusă vreodată viața în pericol? Da, absolut. Am avut de foarte multe ori și atac fizic și amenințări la familie și acasă, în fața porții găsite diferite obiecte și în fața biroului aprinse lumânări și foarte multe au fost, foarte, foarte multe. Știm că la astfel de acțiuni în care executorul judecătoresc trebuie să-și facă efectiv treaba, sunt prezente și forțele de ordine. Așa. Tocmai pentru că situațiile pot degenera și să se ajungă la astfel de situații. Așa a fost dintotdeauna sau au existat vremuri în care dumneavoastră vă duceați, de exemplu, la o executare doar cu membrii cabinetului dumneavoastră? Dintotdeauna s-a putut apela la forțele de ordine, doar că erau dosare în care noi consideram că o mai luăm, că e doar o predare de teren, nu are rost să mai chemăm și jandarmii cu noi. Ei, atunci, alea erau momentele când aveam surprize. Chiar la o punere în posesie în Flămânzi, unde erau doi domni la vreo 70 de ani, nici nu mă gândeam că o să fie cu scandal, la sfârșitul acțiunii m-am trezit izbită în gard și colegii mei la fel, agenții mei procedurali. Am avut norocul de intervenția poliției din orașul Flămânzi și s-a terminat mai cu bine. Dar, da, există întotdeauna un risc, în special pentru că mă văd femeie și cred că pot să facă ceva. Și legal v-ați îndreptat vreodată împotriva cuiva care v-a agresat fizic sau, mă rog, v-a hărțuit? Nu, niciodată. Nu, am crezut că trebuie să termine acolo și nu mai continuăm cu procese și să-și găsească omul liniștea cumva. Îmi povestea cineva, drag mie, despre dumneavoastră că v-a cunoscut de aproape, așa cum v-am cunoscut și eu. V-am văzut și o altă latură dincolo de profesia pe care o aveți și spunea că dumneavoastră sunteți un sau printre puținii executori judecătorești cu suflet. Am avut ocazia să vă urmăresc la o serie de executări unde am fost prezentă printr-o conjunctură și la penultima, cred, undeva la o evacuare la ghetouri în Parcul Tineretului, dumneavoastră erați cea care ați sunat la directorul locativa pentru a cere o păsuire pentru respectiva familie, încadrată în normele legale, evident, o amânare ca să-și plătească datoriile și ca să nu fie evacuați atunci, având în vedere că era frică. Adică v-am văzut că vă pasă. Vă doare suferința oamenilor pe care executați? Mă doare suferința persoanelor de lângă mai mult. Și în cazul în care, despre care vorbiți dumneavoastră, pe lângă acea mamă erau doi copii. Sunt foarte sensibil la acest copil, la acest subiect. Cred că fiecare copil trebuie să aibă deasupra capului un acoperiș. Și când văd că mama este nepăsătoare, încerc să intervin mai mult. Dar, din păcate,
partea asta umană de foarte multe ori mi atrage dispariția creditorilor, pentru că ei consideră că nu lucrez pentru ei, ci lucrez pentru debitor. Încerc să fac, să ajut cumva omul și să-i ofer o variantă cât să poată el să-și găsească ceva pentru copilaș. Dar, în continuare zic, acea nepăsare câteodată îi duce la a sta sub cerul liber noaptea, ceea ce nu este normal pentru minori. Și da, am avut și cazuri în care când am văzut că mama nu face absolut nimic, am apelat inclusiv la Deghia SCP, da? Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Exact, pentru a solicita un ajutor, pentru că consideram că cineva trebuie să aibă grijă de minori. Dar era datoria dumneavoastră să sunați la Direcția datoria Copilului? Mea. Nu era datoria mea, dar așa e uman. Așa e uman și da, trebuie îmbinată și partea asta de umanitate. De-a lungul anilor mă gândesc că m-ați avut ocazia să vedeți multe lucruri, nu tocmai frumoase. Ați văzut partea urâtă a societății. A existat vreun caz anume care să vă fi impresionat sau să vă fi marcat, să vă fi rămas acolo în memorie? Da, am avut un caz la care cred că ați fost prezentă la Flămânzi când a fost mama arestată. Cred că ați fost, dacă mi-aduc eu bine aminte. Era o evacuare a soției din casă. Soția a venit cu copilul, nu a reușit să ajungă la o discuție calmă cu fostul soț. Minorul era întors de mamă și utiliza niște cuvinte îngrozitoare la adresa tatălui. Femeia a avut o criză care nu reușea să fie stăpânită de nimeni. Atunci am apelat la poliția din Flămânzi pentru a o liniști pe doamna. Din păcate nu s-a reușit și a fost necesară încătușarea doamnei. Lucru observat de cel mic, da? Toate s-au întâmplat sub privirile lui. Am văzut-o cu o privire de copil disperat. Tatăl nu a știut să gestioneze situația respectivă. Și da, ca mamă din nou am rămas așa că nu știu dacă el are vreo vină să treacă prin așa ceva. Astea au fost, și v-am zis, cred că în general toate cazurile urâte în care au fost implicate minori mă marchează. Și sunt acele sentințe și foarte multe dosare am pe rolul biroului de încredințare a minorului, adică în urma divorțului părinții nu se pot înțelege pe vizita minorului de la un părinte la altul, apelează tot la executorul judecătoresc și am avut un caz la Ungureni când a trebuit să iau un copil de 2 anișori, un copil care la 2 ani nu înțelege absolut nimic și trebuie luat de la tată, dat la mamă și plimbat de la mamă la tată și toate aceste acțiuni vor avea consecințe grave din punctul meu de vedere pentru ei mai târziu. Știu, mi-amintesc că un astfel de caz a fost mediatizat, s-a petrecut undeva în țară cu un copil preluat de autoritățile statului din familie. Deci am avut și noi la Botoșani astfel de caz. Am avut și noi, acolo a fost mediatizat pentru că a fost luat copilul cu forța, mi-aduc aminte. Noi nu avem voie să luăm copiii cu forța. Atunci când ne împiedicăm de refuzul minorului, trebuie să apelăm din nou la psihologii direcției, care încearcă să îl bage într-un program de consiliere psihologică, să cheme și părinții, să fie ascultate toate părțile implicate. Procedura, din punct de vedere al codului de procedură civilă, nu are o finalitate. Instanța îți spune că trebuie să se respecte un program, dar dacă părintele nu vrea să-l dea, se ajunge la acele momente urâte când, din păcate, tot minorul suferă. Foarte tare. Îmi povesteați odată că există zile în care mergeți să vă faceți datoria prin prisma profesiei și seara când ajungeți acasă, efectiv plângeți. Astfel de situații în care se ajunge la o executare silită, până la urmă, dacă stăm să aprofundăm și să analizăm ceea ce se întâmplă, sunt create tot de oameni. Da? Pentru că oamenii se pun singuri în astfel de situații conflictuale și dramatice și din nou dumneavoastră sunteți cea care trebuie să mergeți să încheiați cumva
astfel de probleme. De unde vă luați energia pentru a vă trezi a doua zi și a o lua de la capăt cu aceeași energie și să vă mențineți și propria sănătate psihică? De acasă.